care vă mulțumesc că sunteți prezenți. Mulțumesc autorităților locale din județele Olteniei, mulțumesc serviciilor deconcentrate și descentralizate ale Ministerului Sănătății, mulțumesc reprezentanților în teritoriul Guvernului, mulțumesc Consiliilor Județene și mai ales mulțumesc lumii medicale care dorește și sper să participe activ la această dezbatere publică. Ne-am propus ca anul 2013 să însemne anul prin care să ducem în legislație programul de guvernare. Am spus-o de fiecare dată și o spun și astăzi în fața dumneavoastră, avem o misiune extraordinar de grea. Așteptările oamenilor sunt imense de la autorități. Astăzi sunt numai nemulțumiri referitoare la sectorul sanitar românesc. Primii nemulțumiri sunt pacienții, pentru că vin în contact cu un sistem neprietenos, cu un sistem care nu produce acele satisfacții pe care oamenii le așteaptă, cu un sistem care deseori îi pune în dificultate pe oameni. Personalul medical el însuși este nemulțumit. Cel puțin două considerente. Unul, din cauza veniturilor mici și doi, din cauza condițiilor de muncă nemulțumitoare. Bănuiesc că pe bună dreptate aceste nemulțumiri se manifestă în sectorul sanitar românesc. Dar în același timp nemulțumite sunt și autoritățile. Eu însumi și guvernul. Pentru că noi înșine am dorit ca sistemul sanitar românesc să fie performant, să fie prietenos și să ducă la rezolvarea tuturor situațiilor de sănătate pe care oamenii le reclamă atunci când au nevoie, dar nu numai atât. Să putem să facem o prevenție de așa natură încât să prevenim îmbolnăvirile și în același timp să îmbunătățim indicatorii de sănătate care trebuie să caracterizeze populația României. De aceea, repet, anul 2013 este anul în care noi ne-am propus să facem cele mai importante schimbări, ne-am propus să fundamentăm reforma de sănătate. Și avem câteva domenii prioritare pe care încercăm în acest an să le punem la punct. O să vedeți în materialul pe care o să vi-l prezint în maxim o jumătate de oră, ca după aceea să stăm de vorbă cu dumneavoastră, e și scopul venirii noastre aici. Spuneam că o să vedeți că ne ducem către direcții majore, dar importante, care să miște soarta sistemului sanitar din România. Într-o primă etapă vă vom prezenta principalele direcții de reformă. Și vom spune că reforma sistemului sanitar pleacă de la o realitate în care componentele sistemului sanitar sunt astăzi în dezechilibru. Știm foarte bine că cele mai multe fonduri le mănâncă sectorul spitalicesc. Dacă facem o serie de, aș spune, analize și evaluări, vom constata că aproape jumătate din fondurile din sănătate se duc către sectorul spitalicesc. Ceea ce nu e normal. Pentru că în felul acesta văduvim toate celelalte componente și evident că oamenii sunt nemulțumiți. Spitale avem multe, număr de paturi foarte mare, bani puțin, în consecință distribuim puțin la foarte mulți și ca atare n-ajunge nicăieri. Și nicăieri nu putem să spunem, da, aici am rezolvat o problemă. În schimb, creșterea serviciilor acordate în sectorul prespitalicesc, medicină de familie, în general, medicină acordată în ambulator de specialitate, prevenție, medicină comunitară, medicină școlară, îngrijiri la domiciliu, paliație și așa mai departe, sunt lucruri pe care trebuie să le facem. Cu alte cuvinte, să reechilibrăm componentele sistemului sanitar. Mergem mai departe. Promovarea unor proiecte de lege, hotărâri de guvern și ordine de ministru înseamnă aplicarea programului de guvernare.
Astăzi ne vom opri la câteva din direcțiile normative, legislative, pe care dorim să le promovăm în perioada imediat următoare. Multe dintre ele dorim să fie adoptate de către Guvern și mai departe de Parlament în acest an. Pentru că ele vor constitui baza legislativă a bugetului pe anul 2014. Salarizarea personalului medical, statutul spitalului public, o problemă destul de complicată, răspunderea civilă a personalului, o numim generic malpraxis, și o să facem câteva referiri la domeniul referitor la rezidențiat, unde vrem să introducem o serie de noutăți și fac acum o scurtă paranteză pe acest proiect de lege, pentru că el va fi pus pe site în câteva zile, într-o formă. Urmând ca, după discuțiile pe care le vom avea în toată țara, să punem o variantă îmbunătățită și mai departe să avem o variantă finală. La rezidențiat vrem să facem câteva lucruri importante, pentru că astăzi, așa cum sunt lucrurile, nu sunt în regulă. În primul rând, știm foarte bine că avem rezidențiat pe specialități de la 3 la 6 ani. Dar avem posibilitatea, și am avut această discuție cu Colegiul Medicilor la nivel național, avem posibilitatea ca un rezident, după ce face 3 ani de rezidențiat, să spunem, în specialitatea neurochirurgie, pe următoarele module, până când termină complet rezidențiatul, să poată să obțină liberă practică. Și să poată să lucreze și să-și ia bani de data aceasta și pe munca lui. E o sursă prin care medicul rezident poate să fie recunoscut medic specialist de liberă practică pe o componentă și în același timp să ia și bani pentru munca pe care o prestează în afara banilor puțini pe care îi ia ca medic rezident. Deci încercăm să dăm o motivație acestor tineri medici și încercăm să-i facem responsabili medical pentru anumite specialități pentru care sunt pregătiți și să suplinim absența multor medici pe diverse specialități în România. Sigur, nu este cazul orașelor universitare în general, dar este cazul restului localităților din țară, unde, în anumite situații, deficitul de personal este extraordinar de mare. Ne ducem către o altă direcție a reformei sistemului sanitar, profesionalizarea managementului spitalelor. Aici, evident, avem câteva obiective pe care dorim să le atingem. Revizuirea normelor minimale privind contractele de management pentru manager, reconsiderarea numărului de paturi pe tipuri de activități. Avem paturi în exces pe unele specialități, avem paturi foarte puține pentru alte specialități și trebuie să facem acest lucru, dar nu trebuie să-l facem noi administrativ. Și veți vedea când vom ajunge la statutul spitalelor că încercăm să ducem prin descentralizare acest aspect către spital. Acolo unde se știe cel mai bine despre ce este nevoie într-un spital, care se adresează oamenilor. Revizuim tarifele de decontare pe categorii de spitale. Mergem mai departe, Oana. De asemenea, pachetul de servicii medicale de bază, asupra căruia o să revin la sfârșitul acestei întâlniri, pentru că acolo avem niște lucruri extrem de importante de spus. Vrem să introducem pachetul de servicii medicale suplimentare suportate din asigurări private. N-am luat o decizie dacă aceste asigurări private vor fi obligatorii sau vor fi voluntare, și aici poate ne dați sugestii, orice sugestie e binevenită, ca să ne ajute în luarea unei decizii cât mai corecte, să introducem educația sanitară în școli, să promovăm medicina școlară și comunitară și am să revin la sfârșit cu câteva mesaje în acest direct. Descentralizarea unor activități către comunități locale sau către structuri ale Ministerului Sănătății. Deja cunoașteți preocupările noastre, dar acum ele capătă un contur foarte concret. Transferăm o parte importantă din activitatea DSP-urilor către consiliile județene.
la Ministerul Sănătății, urmând să rămână atribuții în special de control, pentru că trebuie să știm că lucrurile se realizează în conformitate cu normele, să unificăm programele naționale de sănătate într-o singură entitate, Agenția Națională de Programe. Astăzi programele o parte sunt la minister, o parte sunt la casă și nimeni nu mai știe cum se derulează și de aici foarte multe, din păcate, discontinuități și lucruri care nu sunt în regulă și pe care pacienții le reclamă pe bună dreptate. Controlul utilizării fondului, vorbim de fonduri publice, cardul de sănătate, dosarul electronic, rețeta electronică, sunt deja unele dintre ele prezente în viața noastră, altele în viitorul apropiat. Și acum ajungem la primul proiect de lege, proiectul pilot privind salarizarea medicilor. Statutul medicului să nu mai fie considerat bugetar. Este un angajament pe care ni l-am luat în campania electorală și îl regăsim în programul de guvernare. Îl ducem în lege ca să arătăm că ceea ce am promis se realizează. Maniera în care este gândită salarizarea medicilor. Aici dorim să crească veniturile medicilor, în prima etapă fiind proiect pilot, dar în același timp vreau să o spun respectat pentru toată lumea și mai ales pentru personalul mediu, că în același timp lucrăm la un proiect de salarizare a întregului personal medical. Deci, într-o primă etapă, pilotul se referă numai la medici, dar în același timp lucrăm la o lege de ansamblu a salarizării personalului medical în care să intre absolut toți cei care desfășoară activitate medicală. Vorbim de practici și mentalități, reducerea plăților informale, eliminarea practicii plimbatului pacienților dintre public și privat, ceea ce știm că se întâmplă, oferirea posibilității pacientului de a-și alege medicul în spitalul public, dacă dorește, și pentru acest lucru vom introduce paturi private în spitalele publice, posibilitate care va oferi echipei medicale, ca să mă exprim corect, să obțină venituri suplimentare, și modul în care sunt manageriate de spitalele rămâne în continuare un deziderat, care credem că va fi mult mai vizibil și mult mai manifestat ca urmare a acestor schimbări. Introducerea și alcătuirea veniturilor unei părți variabile, pe lângă cea fixă, reprezentată de salariul de bază, la care, evident, se adaugă sporurile și gărzile, așa cum se practică oriunde și este normal. Salarizare după performanță, vorbim de pilotul pentru medici. Acum suntem în faza în care gândim criterii, gândim o serie de activități care trebuie realizate, pe baza cărora să se poată măsura performanța, dar în același timp să existe o apreciere obiectivă, o apreciere corectă, să nu se poată manifesta abuzuri, excese, să nu se întâmple ce se întâmplă de regulă la noi. Nu-mi plac ochii lui cutare, îi mai tai din leapă. Îmi plac ochii lui cutare sau că face parte din echipa mea, face parte din prietenii mei, din oamenii care mă sprijină și atunci dau bani mai mulți. Vom încerca să facem lucruri cât mai corecte, verificabile, măsurabile, astfel încât erorile să fie cât mai mici. Avem deja exemple din Franța. A fost o echipă a Ministerului Sănătății în Turcia, unde se aplică de 8 ani acest sistem. Adunăm informații cât mai multe, evaluăm criteriile și toate celelalte obiective pe care le-am întâlnit în alte părți și încercăm să le dăm o formă coerentă. Ele vor fi transpuse în bază la legii, în alte norme, care de asemenea vor fi discutate cu dumneavoastră înainte de a produce efecte. Posibilitatea medicilor, așa cum spuneam, de a trata pacienți privați în spitale publice. Și trebuie să schimbăm, evident, și soarta spitalului, a statutului spitalului, odată cu introducerea pachetului de bază, ca să poată să devină operațional acest proiect de lege. Să poată să producă efectele pe care noi le dorim. Și vedeți că este o coerență a întregilor activități pe care le desfășurăm și ne ducem mai departe la statutul spitalelor.
De fiecare dată când m-am întâlnit cu lumea medicală, mi s-a atras atenția că medicul nu trebuie să fie bugetar și că spitalul nu trebuie să mai fie instituție publică bugetară. Am prins acest lucru în programul de guvernare. Acum venim și ducem la îndeplinire ce scrie în programul de guvernare. Deci să excludem spitalul din instituția publică bugetară. Managerii vor primi autonomie mai multă, flexibilitate, evident că și responsabilități mai multe. Dar eu cred că atunci se poate manifesta mai bine actul managerial. Când ai un câmp larg de acțiune și când inițiativa unui manager chiar poate să producă efecte benefice pentru pacient și mai departe pentru personalul medical. Ce se va întâmpla cu acest statut? Va permite păstrarea veniturilor la nivelul unității spitalicești, ceea ce sigur dă motivație celor care lucrează în acel spital și, bineînțeles, se va întâmpla ceva pentru prima oară în spitalele din România. Toți din această sală știți că instituția publică nu amortizează bunurile pe care le are în patrimoniu. Dacă nu amortizează, nici nu poate să realizeze fond de investiții din amortizare. Schimbarea sistemului din instituție publică în entitate economică va permite spitalului să-și introducă în costuri amortizarea și contravaloarea amortizării o constituie în fond de dezvoltare. Cu alte cuvinte, fiecare spital va putea să-și creeze investiții din banii proprii. Ceea ce astăzi nu e permis. Ceea ce să nu se poate în primul rând. Pentru că nu constituie aceste fonduri de natură financiară contabilă. Mergem mai departe. Unitățile sanitare care vor intra în proiectul pilot vor fi două tipuri. Cele de interes național, în care noi includem spitalele regionale de urgență, unele institute de monospecialitate și de excelență, unele spitale județene de urgență și, a doua categorie, spitale de interes local, în care includem unele spitale municipale și orășenești. Vom încerca să introducem în acest pilot circa 12 spitale. Lucrăm la criteriile de selecție a acestor spitale, ca de asemenea să nu facem după inspirație și să încercăm să facem o regulă obiectivă a modului în care selectăm spitalele care intră în pilot. Spunem așa, că aceste spitale, în prima etapă, se vor reorganiza ca instituții de sănătate autonome, cu forme juridice consacrate de lege. Dar în orice condiții le va rămâne statutul de utilitate publică. Adică noi recunoaștem prin această organizare că spitalul realizează serviciu public pentru cetățean, pentru pacient. Formele consacrate de lege sunt trei. Formele juridice. Avem legea referitoare la regii autonome, deci poate fi spitalul o regie autonomă. Avem forma prevăzută de legea societăților comerciale, și aici sunt multe forme juridice de societate comercială. Și avem o a treia formă, organizație neguvernamentală, cele mai cunoscute fiind fundațiile și asociațiile. Toate vor avea calitatea prevăzută de lege de utilitate publică. Și evident, statul sau comunitățile locale își vor păstra pârghiile de control și intervenție, adică ce înseamnă asta. Pentru spitalele care vor rămâne în administrarea, în proprietatea și administrarea statului, în speță a Ministerului Sănătății, sau pentru spitalele care sunt în proprietatea și în administrarea autorităților publice locale, consilii județene, consilii municipale, orășenești, comunale, proprietarii vor hotărâ ce formă juridică va avea acel spital. Cu alte cuvinte, Ministerul Sănătății va hotărâ, să spunem, pentru spitalul județean de urgență care vreți dumneavoastră, dacă va fi regie autonomă,
dacă va fi societate comercială pe acțiuni, sau societate comercială cu răspundere limitată, sau va fi fundație, sau va fi asociație. Același lucru se va întâmpla pentru fiecare alt tip de spital. Pentru că în prima etapă, și probabil pentru multă vreme va rămâne așa, proprietarul va fi în continuare 100% statul sau comunitatea locală prin Consiliul Județean, prin Consiliul Local. Și evident că de fiecare dată proprietarul, indiferent care este el, va trebui să dea socoteală comunității pentru forma în care este organizat și mai ales pentru modul în care funcționează acel spital. Mergem mai departe. Personal. Evident că nu vom mai avea statut de personal bugetar și vom avea norme de salarizare diferite de ale personalului bugetar. O formă prin care putem să creștem salarizarea personalului care lucrează în sistemul spitalicesc. Așa cum spuneam, toate spitalele vor avea utilitate publică, forma juridică va fi dată de proprietari, 12 spitale pilot. După ce vom face o experimentare pe cele 12 spitale și vom avea o serie de concluzii, vom vedea. Trebuie să corectăm, trebuie să îmbunătățim sau este în regulă și mai departe legea va trebui să se aplice tuturor unităților spitalicești din România. Răspunderea civilă a personalului medical. Aici vrem să obținem câteva lucruri. Să îmbunătățim raporturile între medic și pacient. Să le dăm acces rapid și fără costuri la repararea prejudiciului produs. Să stabilim unele criterii clare pentru despăgubirea pacienților din partea asiguratorilor. Instituția publică, care va fi în speță spitalul după aceea și va fi așa cum vom vedea prin lege, va plăti un procent din prima de asigurare a cadrelor medicale. Cu alte cuvinte, și spitalul vine să sprijine polița de asigurare a respectivului medic. Sau dacă vom decide în viitor că anumite servicii medicale le poate face și un asistent medical, atunci acolo se va întâmpla exact același fel, aceeași modalitate de acțiune în răspunderea civilă. Vom limita cuantumul despăgubirilor pentru daunele morale aferente cazurilor de malpraxis. Vom stabili proceduri obligatorii de soluționare amiabilă. Va fi o soluționare amiabilă între pacient, cadrul medical și asigurator care va veni de data aceasta obligatoriu să sprijine procesul de înțelegere amiabilă și de aceea asiguratorul, dacă va fi nevoie de un expert, va plăti expertul ca să se vadă a fost malpraxis sau nu a fost malpraxis. Și în funcție de acest lucru, mai departe se trece la modul în care se va hotărâ despăgubirea patrimonială sau despăgubirea morală sau amândouă. Un corp de experți pe care îl va avea Ministerul Sănătății, din acest corp de experți se va putea alege un expert care să analizeze cazul care va fi judecat. Pot să participe și mediatori la acest proces, astfel încât să se încheie mai repede înțelegerea amiabilă. Noi am spus că ea trebuie să se închidă în maxim 6 luni, astfel încât pacientul să-și obțină drepturile atunci când va fi îndreptățit. Într-un termen rezonabil, îl numim noi, și de asemenea, clauza de anterioritate, în sensul în care în polița de asigurare se prevede că medicul este asigurat pentru incidente care s-au petrecut cu până la 3 ani în urmă. Sigur, legea nu poate acționa retroactiv. Noi vorbim de la data la care va intra legea. Dacă peste 6 luni de la intrarea legii, un pacient va spune, să spune că legea intră la 1 ianuarie 2014 în funcțiune, un pacient va spune, în iulie, în luna martie, doctorul X mi-a făcut un serviciu medical și am fost prejudiciat ca urmare a malpraxisului. Se încadrează până la 3 ani. Dar acest lucru poate să-l facă, să spunem, până în decembrie 2017.
1 ianuarie 2014, cu 3 ani, cum spunem aici, deci până în 2017, se poate îndrepta pe polița de asigurare pentru plata de despăgubiri. Procedura de transparență și predictibilă, maxim 6 luni. Pacientul va avea acces neîngrădit la documentele medicale. De asemenea, se garantează despăgubirea în cazul în care se dovedește malpraxis și, bineînțeles, pentru onorarul expertului care va asigura toată expertiza și medierea necesară, pacienții vor plăti așa o taxă modică ca să știe că sunt parte a acelui proces, dar tot ce va însemna suma adevărată o vor plăti asiguratorii ca urmare a unor norme pe care le vom face de la Ministerul împreună cu asociațiile de pacienți și colegiul medicilor. Se vor putea încheia asigurări care se cuprindă atât daune materiale, patrimoniale, cât și morale. Polița de asigurare va fi acoperită parțial de către angajator, cum spuneam mai devreme. Nu vor trebui medicii să adopte un comportament defensiv, așa cum din păcate se întâmplă astăzi, pentru că multor medici le e frică de acest proces larg care a început să aibă loc, din păcate, în rândul unor oameni și eu cred că neîndreptățit. Nu totdeauna pe merit. De asemenea, clauza de anterioritate va putea să-i asigure medicului o despăgubire corectă în relația cu pacientul. Pentru unitatea sanitară nu se vor mai cheltui bani de data aceasta de la spital pentru cazul de malpraxis, iar daunele morale vor fi în cadrul unui plafon, astfel încât suma poliției de asigurare să nu crească exploziv și, evident, se va putea evita riscul de blocare a conturilor spitalelor, așa cum se întâmplă astăzi, din păcate, când sunt sentințe executorii și spitalele sunt cele care trebuie să facă aceste plăți. Pentru asiguratori e, de asemenea, o situație favorabilă, vor putea să-și estimeze foarte bine costurile și, bineînțeles, vor putea să negocieze despăgubirea. Și acum vorbim de pachetul de servicii medicale de bază, pachet pe care noi îl considerăm piatra de temelie, de încercare a sistemului sanitar românesc în cadrul reformei. Vorbim de mulți ani în România, că oferim cetățenilor, mai ales dacă vreți, din 1998, de când s-au introdus asigurările sociale de sănătate. Le spunem pacienților că le oferim toate serviciile. Când noi știm că nu e adevărat. Noi știm că fondurile nu ajung decât pentru anumite servicii, într-o anumită cantitate. Nu e un secret pentru nimeni că din la nu știu câta zi a lunii nu mai sunt fonduri pentru analize, nu mai sunt fonduri pentru imagistică, nu mai sunt fonduri pentru anumite consultații și așa mai departe. Deci dacă știm lucrurile astea, eu cred că e momentul să le spunem lucrurilor pe nume, să spunem adevărul. Din ceea ce se contribuie astăzi, 5,5% din salariul angajatului, 5,2% din salariul aferent angajatului de către angajatori, deci 10,7 puncte procentuale, nu asigură toate serviciile pe care lumea crede că le poate obține ca urmare a acestor bani. Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate este limitat. În consecință, noi trebuie să venim să spunem, din acești bani pe care România îi strânge, îi are cu destinație precisă, putem să asigurăm numai o gamă de servicii. Un pachet. Pachetul de servicii medicale de bază.